Invitații la Jurnalul Știrilor Locale sunt Bianca Rotbășan. Un cartier din Făgăraș a rămas de ieri fără apă. În Vasile Alexandria, bunații nu au apă la robinete cam de 3 ori pe an. Și asta fie că sunt sau nu cu plata la zi. Oamenii care achită facturile nu mai știu cui să se adreseze și strigă în cor: vrem contracte individuale la apă canal. Dacă furnizorul de servicii se plânge că nu poate încasa sumele restante de la răuplatnici, făgărășenii care locuiesc aici și sunt cu plata la zi își declară indignarea privind măsura luată de apă canal. Asta pentru că, spun oamenii, în blocurile în care locuiesc există familii fără restanțe, vârstnici bolnavi la pat, copii mici, bătrâni care nu pot căra bidoane cu apă pentru băut sau să se spele. Am cumpărat 4 bidoane de apă plată de 5 litri ca să folosesc la baie și să-mi spăl vasele. Ce să fac? Cum vă descurcați fără apă? Cum e? Greu, foarte greu. Foarte greu. Nu-i prima dată, nu? Nu-i prima dată. Și nu mai am nici apă caldă, că mai sunt persoane care... Nu, eu dacă am centrală nu mai am apometru pentru apă caldă. Foarte greu, foarte greu. Aseară a venit copilul cu rufe de la servici de spălat, n-am putut. Le-am spălat cu mâna. Uitați, bidoanele cu apă, soțul i-a adus de la servici de la el, foarte greu. Câte bidoane aveți? 2, unul de 60, unul, nu știu, 40, 30, nu știu. Cât o să vă ajungă asta? Păi, pentru toaletă, cred că 2 zile, nu mai zicem și de spălat. Spălăm cu șervețele umede. Ne spălăm cu șervețele umede. În secolul ăsta, ca să ajungi să nu ai apă, e imposibil. Recent, mai mulți locatari și reprezentanții societății de apă s-au întâlnit pentru a încerca deblocarea situației. Deși unii abonați au cerut contracte individuale, directorul Vasile Manta susține că reprezentanții sibieni ai societății de apă nu agrează acest tip de prestări servicii. Nu există posibilitatea de contoare individuale la ora actuală conform legii. Am mai spus-o, acele apometre din apartamente sunt niște repartitoare de costuri care ajută la individualizarea consumului pe fiecare apartament în parte și conform legii din 241 ele nu pot și nu permit facturarea individuală a lor. În schimb, s-au mai făcut în Făgăraș o serie de blocuri. Dacă toți hotărăsc să își facă schimbări în instalația interioară, respectiv să aducă apometrele de pe o scară, toate la subsol, am acceptat și lucrul acesta la subsolul blocului, acelea sunt niște apometre secundare, există contorul de branșament principal și cu un contract de prestări servicii le luăm și facem factura individuală pe fiecare apartament în parte. În timp ce oamenii reclamă faptul că în scările de bloc atenționările au fost afișate chiar în ziua asistării apei, reprezentanții asociației numărul 5 susțin că e posibil ca unii locatari să le fi dezlipit de pe aviziere. Apa din cartier este sesistată. Am primit notificări acum aproximativ 10 zile. Așteptam să primim și somații pentru că așa s-au dat întotdeauna. Ne-am trezit în miercuri când s-a oprit apa pe cartier, am fost și noi anunțați că noi intrăm la program de la ora 1 ca asociație, avem în fiecare zi program de încasări. Situația financiară a asociației de proprietari numărul 5 din Vasile Alexandrii la ora actuală este foarte gravă, pot să spun. Sunt restanțieri mulți, probabil și din cauza crizei, și mai mult ca sigur că toți suferim de aceeași problemă. Asociația i-a dat în judecată pe restanțieri, avem dosarele, am ajuns până la titlul executoriu. Demarăm în continuare ca pentru recuperarea banilor. O să fie foarte greu pentru că este și durata. Restanțierii care sunt dați în judecată au făcut deja altă restanță. Am restanțieri care sunt dați pentru a treia oară în judecată. Trebuie să plătiți niște bani pentru executor care, vă spun sincer, banii decât să-i duc la executor ar trebui duși la apă, că apa este toată problema până la urmă în cartier. Oamenii vor să contacteze Direcția de Sănătate Publică și de Protecție a Consumatorului Brașov pentru a cere detalii în privința legalității măsurii de sistare a apei la comun pentru toate blocurile. Cunoaștem situația din Făgăraș cu privire la sistarea furnizării de apă potabilă către anumite asociații de locatari. Am fost înștiințați de acest lucru în prealabil de reprezentanții companiei APA, care ne-au trimis documente în sprijinul acțiunii pe care au făcut-o. Din punctul nostru de vedere,
vom analiza toate documentele și plângerile. Dacă sunt în regulă, vom lua măsurile care se impun. Deși este considerat un cartier select unde locuiesc pensionari ai armatei și intelectuali, reprezentanții de la Apă Canal nu-și explică de unde s-au adunat datoriile uriașe pentru consumul de apă, în sumă de peste 1.200.000 de lei vechi. Auto special nou în parcul auto al pompierilor făgărășeni. Baza auto a detașamentului de pompieri din Făgăraș se înnoiește cât de curând cu auto specială, precizează comandantul Dorin Moldovan. În schimbul noi mașini 4x4 și cu o capacitate de 4.000 de litri, militarii vor preda detașamentului 1, pompier Brașov, o auto specială fabricată în 2010, asta pentru intervenții în zona Șchei. Alcoolul și volanul nu fac împreună casă bună. Nu de puține ori, conducătorii auto aflați în stare de ebrietate au cauzat accidente grave de circulație. Mai trist este că pun în pericol și siguranța celorlalți participanți la trafic. Este și cazul unui bărbat din Victoria prins de polițiști în timp ce conducea sub influența alcoolului. După mai multe pahare de băutură, un bărbat de 52 de ani din Victoria s-a crezut stăpân pe propriile reflexe și s-a urcat nestingherit la volan. Aburii alcoolului i-au dat curaj să conducă în stare de ebrietate, asta până ce polițiștii de la rutier l-au oprit în trafic. În urma testării cu etilotestul a rezultat valoarea de 0,82 mg per litru de alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spitalul din Făgăraș, unde i-au fost recoltate două probe de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii i-au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o imbibație alcoolică peste limita legală admisă. Un alt conducător auto, de data aceasta din satul Mândra, s-a ales cu dosar penal după ce polițiștii au descoperit că șofează fără a poseda permis de conducere. În ambele cazuri de încălcare a legii circulației, agenții au deschis anchete de cercetare. Instruiri la clasă, acțiuni caritabile, târguri și expoziții de sărbători, într-un cuvânt, voluntariat pentru cei aflați în suferință. Proiectul Fundației Hospice Casa Speranței, realizat alături de elevii de la două colegii din Făgăraș, a dat roade. Experiența tinerilor în acest program social a fost una pe măsură. Au învățat ce înseamnă să întindă o mână de ajutor persoanelor cu dizabilități sau celor diagnosticați cu boli incurabile. 750 de liceeni au învățat ce înseamnă să-i ajute pe oamenii aflați în suferință. Printr-un proiect derulat de Fundația Hospice Casa Speranței, tinerii au aflat cum își pot ajuta semenii din comunitatea făgărășană să depășească mai ușor momentele de cumpănă din viață. Proiectul intitulat Timp a fost implementat la colegiile Radu Negru și doamna Stanca. Elevii Colegiului Național Radu Negru s-au implicat în programul pe care l-a avut Fundația în ceea ce privește ajutorul pe care trebuie să-l dea oamenilor cu necesități din municipiul Făgăraș. Dar cred că aspectul cel mai important este să-l privim sub latura educativă, și anume acești copii s-au sensibilizat destul de mult, au înțeles pe deplin că misiunea lor în viață este de a avea în grijă și sub observație directă și oamenii care au nevoie de ajutorul lor. Eu personal sunt foarte entuziasmat, deoarece reprezintă o colaborare benefică în educarea tinerilor. Noi venim mai mult pe partea de cunoștințe, dar din punct de vedere umanitar, Fundația a făcut un lucru deosebit și chiar am fost surprins plăcut să constat că elevii noștri au marșat și pentru viitor trebuie să insistăm mai mult asupra acestor activități de voluntariat care caracterizează și trebuie să caracterizeze omul în general. Coordonatorii susțin că proiectul este unul inovativ care pornește de la informarea grupului țintă și determină acțiunea de sprijin în rândul tinerilor, acțiune îndreptată să îmbunătățească situația persoanelor cu dizabilități sau care suferă de boli incurabile. O zi foarte importantă, nu doar pentru hospice, ci pentru întreaga comunitate făgărășană. Nu ne plac finalurile, deci sperăm să fie un nou început. Și acum facem un bilanț parțial. Am instruit 750 de elevi din comunitatea făgărășană și am avut aproximativ 6 proiecte de implicare ale tinerilor în beneficiul comunității. În general, ele au fost pentru pacienții noștri. Sperăm ca pe viitor să putem colabora și cu alte organizații și să iasă așa o coaliție de organizații și de voluntari care să facă proiecte pentru noi făgărășenii. Am încheiat un proiect
important, foarte important pentru tinerii comunității, faptul că ne-am dus noi în comunitatea lor și că le-am vorbit direct ceea ce înseamnă voluntariat și probleme ale persoanelor mai puțin favorizate din comunitatea noastră, mi s-a părut de extremă importanță și spre bucuria noastră, copiii au venit cu sufletul deschis în ajutorul nostru. Informațiile primite în cadrul seminariilor, dar și acțiunile de voluntariat, au avut un mare impact asupra tinerilor liceeni. Noi am răspuns afirmativ invitației celor de la hospice, ne-am bucurat să îi putem ajuta și sperăm să facem și pe viitor. Ajutor necondiționat în proiect a venit și din partea cadrelor medicale de specialitate. Această inițiativă a fost deosebită pentru Făgăraș și Țara Făgărașului, deci este primul proiect de genul acesta în care am avut o colaborare foarte bună cu liceele. Eu aș fi dorit foarte mult să se implice mai multe licee din comunitate, ceea ce nu s-a putut din cauza fondurilor mai mici. Ce să vă spun, eu cred că e o deschidere pentru acești copii legat de pacienții aceștia cu dizabilități, pentru că ei, ați auzit și știți bine că sunt foarte, adică priviți un pic mai cu reținere de populația sănătoasă. Aceasta ne deranjează puțin pe noi medicii, pentru că noi știm ce implică în sufletul omului. Proiectul acesta cam aici a vrut să lucreze și sper că copiii aceștia împreună cu echipa noastră au reușit. O experiență unică pentru mine, chiar plăcută. Mi-au plăcut foarte mult copiii și cum s-au implicat și cum au privit lucrurile și le urez în viața aceasta să poată să fie umani, în primul rând. Elevii instruiți în cadrul acestui program vor fi viitorii voluntari ai hospice sau vor putea alege să muncească în domeniul serviciilor sociale. Responsabilii de proiect susțin că liceenii au dezvoltat deja inițiative menite să vină în sprijinul bolnavilor incurabili și a persoanelor cu dizabilități. Ediția de astăzi cu principalele informații locale se încheie aici. Vă reamintesc faptul că ne puteți urmări și pe internet la adresa impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, în continuare urmăriți emisiunea Plus și Minus. Rămâneți cu bine!